dat că azi am fost plimbat pe toată gama sentimentelor. Am avut trei pozitive, mai puțin. Mă simt obosit, dar foarte împlinit profesional. Trebuie stremat în lucru și vă rog, dacă prezentați asta, să scoateți în evidență, să subliniați sau să băduiți lucrurile, dacă în presa scrisă, caracterul jucătorilor și echilibrul lor mental. Deci asta a făcut diferența, da? Asta am remarcat eu azi. Sunt și lucruri din punct de vedere tehnic, tactic, lucruri pe care le-am gestionat bine, pentru că nu puteți să mă contrazice, dar am încercat să construim, am avut o mentalitate ofensivă bună, am încercat să controlăm jocul, dar în același timp am încercat să nu fim vulnerabil pe momentul defensiv. Singurele minute așa în care un pic am suferit defensiv și am avut ceva emoție au fost ultimele minute în care am rămas 10 și atunci s-a schimbat situația de joc. Dar cred că în general am stat bine defensiv și am încercat să construim. Rămas fără ambii jucători sub 21 de ani care au jucat până acum. Fiulov a accidentat, Muluțean a fost suspendat. Da. Soluții. Asta este rolul meu, să caut soluții și să găsim soluții. O să găsim în meciurile următoare și haideți să ne gândim la primul meci, că așa cred că e corect. O să găsim și pentru meciul de la Steaua soluții. FCSB. Poate să apară un jucător nou până la meciul cu FCSB din această categorie? Ar putea apărea un jucător nou în cadrul lotului, nu în teren. Cârșan a mai jucat de... de anul trecut. E o soluție care poate să... E o soluție foarte bună. Am spus din start, Marian face parte din lotul nostru de la începutul pregătirilor. Ar trebui să mă contrazic și nu vreau să fac asta. Am spus că ne descurcăm cu jucătorii care avem acum. Am încredere în toți jucătorii. Fiecare jucător din locul nostru este o soluție reală pentru joc. Un Grușan accidentat? Da, un Grușan a ieșit cu ceva probleme. Pare o recidivă la vechea accidentare, cea care l-a ținut departe de deplasarea de la Craiova. Să sperăm că nu s-a agravat încât să nu-l avem în următoare. În ritmul acesta, prin etapa 15, cereți amânarea, că nu mai aveți jucători. Nu sunt un așa bun prevăzător. Nu-mi dau seama ce se poate întâmpla. Categoric, la fotbal se pot întâmpla multe lucruri, de aia mă azardez să fac declarații de astea. Nu știu ce o să fie în etapa 15. E foarte posibil să avem probleme, dar cum o să suntem singuri, știm despre ce e vorba, știm că e un sport de contact, știm că e un sport care consumă din punct de vedere fizic și mental foarte mult. E absolut normal. O să căutăm și o să găsim soluții în continuare, asta este rolul nostru. Mi se pare că suntem un pic cam triști, aș fi vrut un moment mai pozitiv, așa, mai... Căldura prea mare. Ce i-a spus lui Moruțan la Carmine? Eu și plângând că l-au luat roșu. Nu putem să-i spunem decât lucruri de încurajare. E un copil, e un jucător în formare. Procesul de educare fotbalistică implică și un proces de educație umană. Nu le putem disocia. Asta este și rolul nostru a antrenorilor, mai ales pentru cei care sunt tineri și informați. Suntem educatori pentru ei. Îl înțeleg foarte bine pe Moruțan, am trecut și eu, am o memorie foarte bună. Când jucam, am trecut și eu prin situațiile astea, am înțeles gestul reflex pe care l-a făcut și el regretă, eu, un copil, trebuie să-l încurajăm. Cred că mai mult învață din lucrurile pe care le aplică decât din ceea ce vorbim și discutăm. Fotbal prezint așa de multe amănunte încât nu cred că mi-ar ajunge o viață întreagă să le expun eu pe toate. Cred că cel mai bun profesor rămâne terenul și jocul. Da, Ion Crăciunescu a spus că acolo penalti la Muluța. Păi, eu nu mă bag la atât. Dacă domnul Crăciunescu a spus, probabil că are argumente. Au văzut faza de multe ori, au văzut relori. Eu gestionez doar ceea ce s-a întâmplat de ea. Dacă arbitrul nu a fluierat, rămâne în răspunderea lui și creditul total. Da, e bună ca informație. Și două penalti pot așa.
Mulțumesc.